Un lucru cu care mă chinuiam destul de mult în ultima săptămână este activitatea Eat the Frog. Eat the Frog este activitatea pe care o faci printre primele lucruri de dimineață, imediat după ce ți-ai făcut rutina de dimineață. Iar acest Eat the Frog este cel mai inconfortabil, cel mai important task pentru a-ți atinge obiectivele tale. Și este o parte esențială în self-improvement, deoarece dacă tu îți pierzi diminețile, dimineața în care tu mereu ai această capacitate cognitivă la maxim, toate punctele creierului tău sunt acolo, ai tot rezervorul plin și tu alegi să-l pierzi, alegi să-l aștepți, alegi să mănânci un pic, alegi să te duci la școală și abia apoi, la finalul zilei, un puțin meditat cu un 1% din rezervor sau cât ai mai fi avut, nu o să-ți iasă prea multe din cauza că tu, când ai cea mai mare energie, când ai tot ce ai putere, tu alegi să-i pui în ceva inutil. Alegi să-i pui în a mânca, în a face micul dejun. Noi, ca oameni, n-ar trebui să mâncăm micul dejun. Noi n-am fost creați ca să mâncăm micul dejun. Numai că toată lumea ne-a păcălit că, e cea mai importantă masă din zi. Când o să fiu la casa mea, pentru că părinții mei nu-mi permit, eu nu o să mănânc micul dejun, o să mănânc decât o singură masă pe zi și aceea o să fie preponderent carne. Carne și atât, carne grasă. O carne de vacă grasă, un ribeye. Un ribeye gătit cu unt și cam atât. Poate și niște ouă pe lângă, poate și o slănină, dar cam atât. Asta aș vrea să fie și probabil că o să pun cina ca să mă pot bucura cu toată familia de această cină minunată. N-are niciun sens să mănânci de 3 ori pe zi, să tot îți bagi carbohidrați, bagi ovă, bagi și orez, bagi și cartofi, bagi și pâine. Și apoi, cum mai vrea să-ți funcționeze creierul tău? Mai bagi și toate căcaturile astea cu coloranți artificiali, cu ulei de palmier, cu ulei de floarea soarelui, ulei de nu știu ce pe acolo, soia. Îți bineînțeles că nu o să mai funcționeze creierul cum trebuie. Și ca să revenim, de aceea este important să faci Eat the Frog, această activitate foarte importantă care ar trebui să fie prezentă pe habit tracker-ul tău. Pe habit tracker-ul meu momentan nu este din cauza că am crezut că nu o să mai fac așa de multe videouri și nu o să mai trebuiască să fac asta, dar se pare că dacă mi l-am scos de pe habit tracker, am început să devin foarte superficial și am ratat această activitate în ultima săptămână groaznic. Și îmi pare rău pentru asta, adică dacă te uiți aici, m-am trezit la 6, 6 fără un sfert, 6:40, 7. M-am trezit la niște ore îngrozitoare și trebuie puțin să te recalibrezi. Astăzi m-am trezit la 5 jumate, dacă nu chiar mai devreme, și am mers direct la un duș rece, am meditat, am scris câteva lucruri pentru care sunt recunoscător, mi-a venit această idee chiar acum să fac acest video, că diminețile trebuie să faci diminețile să conteze. Și bun, sunt aici și filmez. Asta e ceea ce vreau să faci și tu. Vreau să începi dimineața prin a-ți face rutina ta, iar apoi să-ți faci Eat the Frog înainte de școală. La orice oră ți-ar trebui să faci asta, trezește-te. La orice oră ți-ar trebui să faci asta. Eu mie, spre exemplu, să mă trezesc la 5 jumate să filmez și video, am timp, pentru că eu plec din casă pe la vreo 7, 7 și 20. Acum, în momentul de față, e 6 și 10. Am timp să mă duc să fac toate lucrurile, să și mănânc. Dar înainte de asta, vrei să-ți pui toată energia într-un lucru, cel mai important lucru din acea zi. Pentru mine este să filmez acest video. Și tu ar trebui să faci la fel. Fă dimineața ta să conteze. Nu mai lăsa să treacă pe lângă tine pur și simplu. Imaginează-ți toți copiii ăștia, că am niște colegi și am și eu un prieten pe Discord, care stă foarte, foarte aproape de școală, băi. 5 minute de școală. Imaginează-ți dacă te trezești cu o oră și jumătate înainte de școală, că îți poți face toate temele, nu mai trebuie să pierzi vremea în weekenduri, îți poți face toate temele, orice ai fi avut la școală, într-o oră jumate de full focus, de o concentrare imensă, deoarece tocmai ai video dintr-un somn odihnitor de 9 ore, o să termin tot, o să spulberi toată materia, o să și înveți mai bine dacă ai vreun test, o să le faci pe toate de 100 de ori mai bine. E foarte, foarte prost să ai cel mai important task pentru tine, poate fi să înveți la școală și tu să-l faci seara, după ce vii de la sală, după ce vii de la școală, obosit. Pe bune,
Așa, așa vrei tu să-ți faci task-ul cel mai important task pentru tine? Arată-ți că este cel mai important task pentru tine prin a-l face primul lucru de dimineață. Prin a te trezi și că, ok, am de făcut asta. Și în timp ce faci dușul rece, ție-ți vin gânduri cu ce o să spui în video, cu ce vei rezolva problema la matematică. Atât de obsedat trebuie să fii de task-ul tău și vei scoate o muncă de calitate foarte mare. Vei învăța și tu la matematică, la ce vrei să înveți. Vei deveni mai bun la a vorbi, vei avea doar de câștigat. Fă dimineața să conteze, nu mai lăsa să treacă pe lângă tine, nu mai lăsa să pur și simplu să nu spese, nici măcar să ai o rutină de dimineață, să haide-mă, serios. Măcar o rutină de dimineață și apoi un lucru pe care vrei să-l faci. Nu mai pierde atât de mult vremea și în niciun caz nu primul lucru de dimineață să iei telefonul și să dai scroll. Pentru că tu îți prăjești receptorii de dopamină încă de primul lucru de dimineață și te obosești singur. Dă-mi voie să-ți explic și de ce. Pentru că dopamina este molecula motivației și a vrea să faci un lucru. Pur și simplu motivul pentru care faci un lucru. Iar cu atât dopamina ta e mai ridicată, cu atât vei vrea mai mult să faci acel lucru inconfortabil. Dar cu atât e mai joasă, cu atât acest lucru e foarte greu. Și atunci tu când îți prăjești dopamina din prima, când deja îți ridici dopamina, îți ridici dopamina artificial și apoi cade, tu obosești, la școală caști, pui capul pe bancă, nu mai ai chef să faci nimic, e plictisitor și chiar este, nu mă înțelege greșit. Sau atunci când vrei să faci un lucru și știi că ai de făcut o temă și nu prea ai chef sau vrei să lucrezi la business-ul tău online și n-ai chef, asta este din cauza că ți-ai prăjit de multe ori dopamina, îți prăjești creierul primul lucru de dimineață și bineînțeles că nu o să-ți iasă. Cum ai vrea să-ți iasă când tu îți prăjești creierul primul lucru de dimineață? Gândește-te așa, nivelul de dopamină pe care noi îl luăm doar din telefon primul lucru de dimineață ar fi fost echivalent cu o săptămână a toată dopamina unui om de acum un milion de ani. Toată dopamina acelui om dintr-o săptămână noi am fi primit-o în 10 minute de dat scroll, de văzut notificări. Ăsta e genul de om care vrei să fii? Dacă ăsta e genul de om pe care vrei să fii, n-am nicio problemă. Pot să fii. Cineva trebuie să întoarcă burgerii la McDonald's. Așa că ai două alegeri de făcut. Ai o alegere de făcut. Începe să-ți pui Eat the Frog în Habit Tracker și începe să-l aplici în fiecare dimineață. Te trezești mai dimineață și în loc să-ți pierzi 4 ore din zi făcând temele sau făcând treaba aia de business, ți-o faci de dimineață în jumătate de oră, într-o oră și te vei simți minunat pentru că ai reușit deja, te vei duce la școală cu gândul că bă, eu deja mi-am terminat treaba pe ziua de astăzi, voi încă n-ați terminat-o. Și asta nu este ceva ce ar trebui să te facă mai superior, dar pur și simplu să ții acest lucru ca o mică realizare pentru tine astăzi, că ok, eu deja mi-am terminat ziua. Pur și simplu. Dacă vrei să mai vezi videoclipuri de la acest YouTuber neconvențional, te-aș ruga să-l lași subscribe, va fi un câștig pentru amândoi. Primul link din descriere este serverul meu de Discord, unde facem apeluri săptămânale. Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi, este maestrul de mâine.